Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! O nouă emisiune la Cafeaua de dimineață. O emisiune care sunt convins că va face valuri, pentru că interlocutorul meu de astăzi are această calitate ca de fiecare dată când are o poziție publică sau este într-o emisiune, dă un interviu, vorbele domniei sale să fie urmărite cu atenție de ceea ce numesc eu noua poliție politică a României, care este formată din niște tovarăși care își zic domni, dar tovarăși foarte atenți, pentru că mulți dintre ei au școala vechilor tovarăși. Astăzi stau de vorbă cu domnul senator Lavric din partea Partidului AUR. Hai să-i spunem AUR așa. Domnul Lavric, bine ați revenit. Bună dimineața, bine v-am regăsit. V-a plăcut cum v-am prezentat. Valentin Bălănescu, m-ați flatat și nu știu dacă sunt pe măsura laudelor dumneavoastră. Eu nu v-am lăudat. Eu am spus că tot ce spuneți este urmărit, interpretat și discutat. Asta nu știu dacă e de laudă. De exemplu, de ce nu vă iubesc pe dumneavoastră? Eu nu vorbesc aici de partid, eu vorbesc de dumneavoastră. De ce nu vă iubesc pe dumneavoastră cei de la alte partide și organizații, ci că non-guvernamentale, eu zic că sunt super-guvernamentale, nu știu dacă e numai Guvernul României sau sunt și alte guverne, care dacă pronunțați cuvântul sau numele Mircea Vulcănescu, fac arici. Sau dacă pronunțați numele Paulescu. Nu vorbesc de alte nume. Eu vorbesc de niște oameni care în domeniile lor, medicină, cultură, artă, au fost niște repere pentru, sunt niște repere pentru știința și cultura română. Deși Paulescu e și pentru cultură, în mare măsură. De ce? Pentru că sunt niște inși malefici care vor să ne pună istoria sub ștanța interpretării lor, adică să ne aplice o matriță de interpretare unică, care nu corespunde adevărului istoriei noastre, dar lor puțin le pasă. Și tocmai de aceea caută să măsulească tot ceea ce ține de valori românești, începând cu numele pe care le-ați pomenit. Și mă amintesc că pe 28 decembrie anul trecut, în București, statuia lui Vulcănescu a fost la un pas să fie dărâmată. Cine se află în spate? Se află aceiași domn cu care ne luptăm de ani de zile, și anume Alexandru Florian, care este directorul Institutului Elie Wiesel, despre care tot timpul am spus că este o instituție de represiune iudaică asupra valorilor de dreapta românești. Și acum, cum să vă spun, ei au un statut și îl apără. Iar noi trebuie să ne apărăm pe al nostru. Exact. Adică că e represiune, că nu e represiune, atât timp cât ei sunt foarte bine reprezentați și susținuți, știți cum e? Așa e. Fac parte din viața noastră. Din păcate, eu nu mai am dreptul ca cetățean să spun, domnule, eu nu vreau să facă parte din viața mea. Eu vreau ca viața mea să mi-o conduc după niște repere morale, pe care o fi ele, pe care să mi le stabilesc eu. Adică nu cred că dacă mă duc la mormântul lui Mircea Vulcănescu, fac ceva rău. Pentru că nu mă gândesc la Mircea Vulcănescu ca la un demnitar efemer într-un guvern. Eu mă gândesc la Mircea Vulcănescu, cel care a creat ceva. Ei vor ca dumneavoastră să gândiți altfel. Dacă vă duceți la statuia lui Vulcănescu, la mormânt e mai greu, că nu știm, nu i-am găsit. Bine, statuia, haideți ca să spunem așa, da. Eu interpretează pe asta ca fiind un elogiu adus unui criminal de război și implicit un act de instigare la ură împotriva adversarilor lui Vulcănescu. Așa gândesc ei. Aici este o mentalitate punitivă. Adică nu e o fractură logică undeva aici? Nu, ei știu că au spatele asigurat, că nu vor păți niciodată nimic.
Știu că mulți dintre istoricii, cercetătorii și intelectualii noștri le cântă în strună și pe asta se bazează. Iar în clipa în care apar oameni care protestează și în ultima vreme românii s-au executat. Ești executat. Ești executat, ești stigmatizat și primești toate ștampilele pe care noi le primim de 2 ani de zile. Bun, acum să încercăm să privim și din punctul celălalt, din punctul lor de vedere. Deși, ca să aibă un punct de vedere, ar trebui să reprezinte ceva. Ori mie mi se pare că aceste organizații nu sunt decât pentru anumite interese, de multe ori chiar financiare. Bineînțeles. Chiar financiare. Da. Zice, uite, de exemplu, voi românii sunteți cei care ați spus, sunteți autori ai unor crime de război. Voi ați recunoscut, voi ați introdus legislativ Holocaustul ca materie. Voi ați acceptat să declarați un personaj erou, îi faceți statuie și pe urmă i-o dați tot voi jos. Avem și cazul la Piatra Neamț. Nu știu la cine vă referiți, da? Fostul mareșal Antonescu. Da, la Ion Antonescu, da. A avut, sper să nu greșesc, dar cred că nu greșesc, a fost declarat chiar și cetățean de onoare, parcă, la un moment dat, sper să nu greșesc, pe care a avut statuie, stradă, au fost date deoparte. Și atunci, dacă tu, ca stat, ca... Dacă tu, român, îți terfelești propriul exact. Moș, atunci eu de ce să n-am dreptul să fac același lucru? De asta vreau să vă spun. Vizuindu-mă pe lașitatea ta. Asta vreau să vă spun. Exemplul pe care mi l-ați dat mi-aduce în minte ce s-a întâmplat în Parlamentul din Budapesta, unde parlamentarii unguri au ridicat bustul lui Horthy. Nimeni nu a protestat, nici măcar comunitatea evrească de acolo. Deși Horthy, Doamne, cât n-a luat și a dus dintre evrei în lagările naziste. Spune cineva de Horthy acolo, nu contează ce părere avem noi despre Horthy, că e limpede că n-avem o părere bună, dar ei au puterea de a ridica un bust lui Horthy fără ca să sufere represalii. În schimb, noi dacă ridicăm o statuie la Antonescu, imediat naștem o grindină de obiecții din toate părțile și noștri politicieni, care sunt niște zdrențe, vor ceda imediat. Asta se întâmplă. De ce ne-am obișnuit să gândim doar în alb și negru, fără nuanțe? Pentru că nu avem simț dialectic, dar asta e deja un răspuns subtil și oarecum evaziv, pentru că suntem slabi și s-au obișnuit cu slăbiciunea noastră. S-au obișnuit cu o clasă politică moale și obedientă. Iar noi căutăm să fim altceva, de-aia suntem împotriva lor și am zis de la bun început, Doamne, trebuie să înlocuim clasa asta politică, că altfel se lege praful de România. Asta am spus. Ați primit amenințări, nu vorbesc de mecheriile astea, un mesaj, un amenințări reale la adresa dumneavoastră de când sunteți în Parlament? Nu, n-am primit amenințări, doar atacuri în presă, dar așa amenințări discrete, nu, n-am primit. Ceea ce știu este că eu, alături de liderii AUR, avem deja dosare la DICOT, sigur am dosar, pe tocmai ce? Pe act indirect de terorism prin evocarea unor criminali de război, evocare care implicit poate fi interpretată drept instigare la ură. Sunt refrenele tipice ale ideologiei corect politice. Și să vedem ce se va întâmpla, pentru că primejdea este ca în pragul campaniei electorale să scoată aceste dosare. Păi dacă se aprobă modificarea unei legi acum pe care am văzut-o, în care, care 2-3 oameni, dacă se asociază și protestează public, pot face închisoare, da, aici deja menghina se strânge. Proiectul de modificare a codului penal. Se strânge menghina, cercul. Și e limpede că eu nu o fac ei din proprie inițiativă. Pe de o parte le e frică de revolta populară pentru că românii s-au trezit, pe de altă parte primesc indicații din afară pentru că guvernul nostru e condus din afară și ca să preîntâmpine aceste mișcări care se pot preschimba într-o stare de spirit generală, colectivă, națională, atunci ne înfârnează, ne blochează, ne intimidează. Cui îi surâde de ideea să facă pușcărie doar pentru că a protestat în fața guvernului sau a primăriei. Se strânge cercul dictatorial.
avem totuși o scăpare. Dacă protestez de unul singur, s-ar părea că nu-i prins în lene. Da? Și ne ducem de așa, răsfirați. Răsfirați, băieți, răsfirați. Da, protestați, da. Răsfirați. Și mai e un lucru în privința lui Vulcănescu. Ce mă doare cumplit este că eu nu am să mă lupt de-a dreptul cu niște inși precum Alexandru Florian sau Silviu Wexler, care este președintele comunității. De ce? Pentru că ei în ultima vreme nu mai acționează direct. Ei acționează prin intermediar, prin mijlocitori, adică prin niște slugi, prin niște servi. Exemplu, frații Muraru este un exemplu tipic rușinos de moldoveni care au ajuns să se gudure pe lângă Wexler și Florian. Cercetători de la CNSAS, Hodor, Demetriade, Cioflâncă, le fac jocul. Nu mai spun de prefectul Bucureștiului, de Toni Greblă. El acum a făcut presiune asupra primarilor din sectorul 2, unde este Bustul, și sectorul 4, unde este liceul Vulcănescu. Să ia măsuri ca să înlăture, vor să le pureze complet. Este o îndărănicie aproape diabolică împotriva lui. Haideți să amintim un pic ce înseamnă Vulcănescu pentru români. Este intelectualul despre care majoritatea contemporanilor lui, de la Eliade Cioran și Noica, au spus că a fost cel mai strălucit exponent al generației. Era bun în toate, era polivalent. Traducea, întocmea piese de teatru, ținea niște prelegeri nemaipomenite la Ateneu și în plus a fost filozoful și sociologul care a venit cu o viziune din aceasta întemeitoare în limbă privind destinul poporului român. Adică există o viziune filozofică pe care românii o au asupra lumii, care este numai a lor și pe ea o găsește oglindită în limbă. Asta înseamnă că dacă cercetezi limba, poți să scoți de acolo, să extragi viziunea noastră. Ideea asta pe care a aruncat-o Vulcănescu a fost dusă la apogeu de către Noica. Noica tot timpul spunea, marea greșeală a lui Vulcănescu este că s-a risipit în prea multe direcții și a irosit geniul. Și el nu are o operă propriu-zisă. Însă amintirea pe care au păstrat-o toți a fost aceea de cap al generației. Era mai bun decât Eliade, din generația tânără. Normal că nu se compara cu Călinescu, Zarifopol, care erau lupii bătrâni. Ăsta a fost Vulcănescu. Măriuca Vulcănescu nici astăzi nu și-a putut recupera casa în care a copilărit. Pentru că este o complicitate între aceștia. Bun, el e declarat criminal de război și atunci sunt lucruri aberante. Ar fi atât de ușor pentru președintele României să grațieze pe Vulcănescu postumar sau măcar să introducă o juridic un proces de reabilitare a lui. Nu o face, nu o face. Atât de ușor ar fi. Și atunci am terminat odată cu toată această polemică și încercare de desfințare. Și nu e singurul caz, mai sunt cazuri. Sunt sute de cazuri. Mai sunt sute de cazuri pe care oamenii ăștia îi vânează cu pofta asta de a se răzbuna la a treia generație. Este dorința asta vindicativă de pedepsire. Nu știu, dacă ar fi după mine, aș introduce în programa școlară obligativitatea ca fiecare elev, mă rog, probabil că în clasa 8-a sau undeva, când ajunge la liceu, să facă o vizită, obligatoriu, să-i pună statul la dispoziție, să facă o vizită la Sighet. La Sighet, la Iud, da. Dar nu, acolo măcar la memorial. Acolo la memorial, da. Deci să facă ora la memorial. Și după ce face ora la memorial, dar să aibă și pe cineva să le explice ce s-a întâmplat acolo. Și cum s-a întâmplat și cum, cine a murit, cine a fost sacrificat, cine au fost martirizați până la urmă acolo. Și după aceea putem discuta despre drama poporului român. Nu știu, poate îmi dați dumneavoastră un alt cuvânt echivalent cu Holocaustul. Golgota poporului român. Golgota poporului român, și să le punem un pic în balanță și să vedem. Noi am făcut un proiect de lege prin care în Bucovina și în nordul Moldovei să facem un asemenea memorial asemănător celui din Sighet, care se numească ceva de genul ăsta, Golgota Moldovei și a Bucovinei. Bineînțeles că cei de la putere au respins proiectul, spun nu e momentul. Dar când o să fie momentul, oameni buni? Da, mai așteptăm un pic. Da, e momentul. Și îl facem la Brașov, știți? Îl facem la Brașov. Îl facem la Brașov pentru că s-ar putea să avem sau la Călăraș. Sau să schimb, Muzeul Holocaustului în București se face cu bani din buget.
N-avem nimic împotrivă să-și evoce crime, victimele lor. Ferească Dumnezeu. Doamne, iartă-mă. Dar să că există lăsați... și acele victime. Bineînțeles. Există. Exact. Bun, dar da. Să fim și noi lăsați să le comemorăm pe ale noastre. Asta e drama, că ne împiedică. Suntem împiedicați. Pe motiv de această culpabilizare permanentă. Numai voi ați fost de vină. Noi suntem bazma curată. Noi n-am făcut nimic rău. Ba, ați făcut. Că altfel nu exista comunismul fără voi. Da. Bun, sunt foarte multe lucruri de discutat și dacă le discutăm într-un context mai larg, s-ar putea să avem foarte mari surprize. Să ne uităm și la vecini, chiar și pe unde e război acum. Da. Să ne gândim că și acolo au existat niște personalități care au fost mai dure în relația cu oponenții, care și alea sunt acum, cum să vă spun, sărbătorite, dar nimeni nu spune nimic, pentru că brusc tot ce se întâmplă acolo este bun. Da, vă referiți la Bandera sau la cine? Da, și la el, Bandera, și la alții. Adică, dom'le, hai să gândim totuși, nu numai în alb și negru, haideți să gândim în nuanțe. Ne este frică să spunem, dom'le, am avut discuția pe Schengen, da? Ne este teamă să spunem lucrurilor pe nume. Ce s-a întâmplat în cazul ăla? Care este vina autorității române? Adică mă refer aici nu la cei competenți să discute. Și cât este vina celor din afară? Întâmplător austriești de data asta, da? Chiar, ce părere aveți? În mod firesc, cei care sunt răspunzători de acest eșec Schengen ar fi trebuit să răspundă, să plătească într-un fel, adică să-și dea demisia. Ministrul de Externe Aurescu, ministrul de Interne Bode și firește președintele României pentru că el are atribuții în privința politicii externe. Nu s-a întâmplat nimic, doar vâlvă mediatică, proteste și un val de resentiment. Plus toată acea chestie copilărească cu hai să boicotăm produsele austriece. Le-a mai boicotat noi și pe alea olandeze, da. Le-a mai boicotat nici mai știu care. Noi tot boicotăm, dar le folosim, de n-avem nicio treabă. Da. Și știți bine, austriecii au motivat dreptul de veto de care au făcut uz, spunând că aici este un stat de tranzit pentru emigranți și că noi le aruncăm un val fără să-l oprim de asemenea hoarde barbare. Și că nu se mai poate așa, noi și cu barbari. Noi am replicat, nu, România nu este stat de tranziție pentru ei. Eu cred că este. La câte camioane prind ai noștri grăniceri încărcate cu tot soiul de pakistanezi și nepalezi, suntem totuși un stat de tranzit, chiar că se spune că ei se duc mai prin sud, prin la croați și pe la sud. Probabil că la noi nu este fenomenul atât de... De vizibil. Da. Apoi, pe lângă austrieci, au fost olandezii, pentru că olandezii nu se pacă cu ideea că în clipa în care intrăm în Schengen, atunci nu vor mai exista controle vamale, nu va mai exista control de pașapoarte și atunci Constanța va deveni un mare port care va face concurență porturilor olandeze. Nu le place asta. Ei vor să țină în continuare, să aibă monopol asupra traficului care vine pe pământul european dinspre mare, traficul de ce vreți dumneavoastră. Pe de altă parte, Schengenul nu este tărâmul făgăduinței. Sunt și multe laturi negative. Chiar dacă va fi un spațiu de liber circulație, gândiți-vă că traficul ilegal, de ce vreți dumneavoastră, de la persoane, droguri și până la arme, se va face neînfrânat și necenzurat. Asta e o mare problemă. Și apoi, când intrăm în Schengen, toate lanțurile mari de magazine, toate firmele care vin din afară, că nu sunt ale noastre, vor egaliza prețul de acolo occidental, care este mult mai mare, cu prețul de aici, care este mult mai mic. Și atunci românii se vor izbi de un plan de scumpiri, de vor spune, Doamne, ce căutăm noi în Schengen? Că oricum suntem deja cu buzunarul uscat și zbârcit. Unde ne ducem? Acum o să fiți văzut ca un anti-european, ca un anti-Schengen. Nu, ferească Dumnezeu. Eu văd ce s-a întâmplat în Croația când au intrat acum în Schengen. S-au luat cu mâinile din cap tocmai din această explozie a prețurilor. Și atunci tinerii, nemai putând trăi din salariile lor din Croația, au plecat imediat spre Germania sau Austria pentru că acolo salariile sunt mult mai mari.
La noi deja exodul... Noi am plecat înainte de... Noi, da, nici n-am mai avut nevoie de Schengen ca să ne ducem încolo. Cum nu, nu suntem anti-europeni. Ferească Dumnezeu, suntem împotriva birocrației de la Bruxelles, care este malefică, este marxistă, ducând la niște abuzuri aproape neverosimile, la care nu te-ai fi gândit acum câțiva ani. Citeam că în scurt timp vom mânca carne din eprubetă, carne sintetică din eprubetă, care este mult mai sănătoasă decât carnea obținută. Am înțeles că nu putem mânca carne de vită din cauza... flatulenței vacilor. Hai să le spunem pe aia de la pârțurilor de la vaci. Deci trag atâtea vânturi vacile încât emană în atmosferă milioane de tone de dioxid de carbon din cauza cărora se încălzește clima. E aberant. Deci 1 miliarde de oameni din au flatulență, cu ei ce facem? Eu cred că îi scot în aer mult mai multe pârțuri decât săracele vaci. Deci s-a ajuns la niște lucruri incredibile, absolut incredibile. Și vor căsăpi șeptelul de vaci, oricum îl vor l-au căsăpi deja. Gândiți-vă cât de naive am fost noi când am înghițit toate aceste baliverne cu gripa aviară. Ne-au distrus zeci de milioane de păsări. Da, ce acum nu se întâmplă... Se întâmplă în Timiș, parcă, nu? Nu, în Brașov, în zona Brașovului. Cu curcani. Fermele de curcani. 200 de mii, peste 200 de mii de curcani executați, omorâți, chipurile au găsit un nou focar de gripă. Cum naiba se găsesc numai la noi focarele astea? Hey, mai sunt și prin alte țări, dar țara este cu grijă. Sau ceva alții nu mai cresc, știți, e ca și cu urșii. Și că, băi, români, păstrați-vă urși, aveți grijă. Da, dar voi nu vreți niște urși. Nu, 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 mulțumim frumos. Noi am căsăpit. Și venim la voi să vânăm. Să vânăm, da, da. Venim la voi să vânăm. Păstrați-vă urși, păstrați-vă tot acolo, aveți grijă. Nu cumva să-i distrugeți. Faceți-le sanctuar. Vă dăm noi niște bani să faceți sanctuar. Da. Și acum a apărut o nouă scorneală medicală, care sigur este o farsă, dar o farsă criminală. Au ceva cu crescătorile de păsări din țara noastră. Pentru că s-au asta nu știam. S-au înmulțit. Mai asta nu știam. Sunt foarte multe, dar și aici sunt. Bun, nu, nu, nu știam că au ceva cu crescătorile de păsări. Da, și au descoperit o boală echivalentă cu gripa aviară sau cu pesta porcină. Se numește septicemia hemoragică virală la păsări. Septicemie hemoragică virală la păsări. Deci, bineînțeles că boala e contaminantă și atunci trebuie distrus tot heleșteul acela de păstrări, ca nu cumva să răspundească boala. Vă dați seama cât de diabolii sunt? Nu mai avem șeptel de animale, crescătorile de păsări au fost puse la pământ, acum au trecut la păstrări. Incredibil. Nu vă mai spun de lăcuste, gândaci și insecte și tot ce vor ei să ne pună pe gât, iar ai noștri neoprogresiști spun, da, cum să nu, e mult mai sănătos. E mult mai sănătos și pentru trupul nostru și pentru clima noastră. Scăpăm de pârțurile vacilor, vai ce bine va fi. Și noi suntem la pământ. Și am aflat ceva de curând, a rămas paf. Pe vremea premierului Radu Vasile, pe care eu l-am cunoscut, pentru că am colaborat la redactarea memoriilor lui politice, s-a încheiat un contract între... că era istoric de meserie. Nu, da, parcă el era istoric. Da. Nu, nu, el preda la ASE. Dar era istoric. Probabil că era istoric. Da. Economie. Ni se șoptește din sală. Pe vremea lui Radu Vasile, guvernul României a acceptat la presiunea americanilor ca rezerva de stat în privința hranei românilor să nu depășească o cantitate care să asigure 3 săptămâni de supraviețuire a românilor, de alimentare. Doar atât. Restul să fie totul aruncat de simțat. De pe atunci s-au gândit lucrurile acestea. Lucrurile au rămas așa și până acum? Astăzi, dacă se întâmplă o calamitate și pățim și noi ce au pățit turcii, noi nu avem hrană la îndemână, în depozitele, în silozurile noastre, decât pentru 3 săptămâni. După aceea va trebui să stăm în genunchi să cerșim mâncare. Vă dați seama? Și asta se face la presiuni diplomatice, care bineînțeles că sunt discrete, dar într-o zi răzbesc și ies la suprafață. Asta s-a întâmplat pe vremea lui Radu Vasile. Și până astăzi, clauza aceea este în vigoare. Noi atât avem și am înțeles că predecesorul lui Daia, îmi scapă numele, Chesnoiu, a încercat să schimbe clauza asta și l-au zburat imediat. Bun, acum, cum să vă spun, când faci așa ceva fără să te... Să ajungi la o relație amicală așa, cu partenerii normal strategici. Că, da. Normal că... Bun. L-au și avut la mână cu ceva, probabil, nu știu ce, angajări și alte chestii. Da. 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 Astea sunt lucruri care se întâmplă. Știți ce aș
aș vrea eu să discut un pic cu un senator dintr-un partid de opoziție despre sistemul de sănătate din România. Apropo, toată lumea spune, produsele în magazine sunt pentru o țară de mâna a doua. Unele sunt produsele în Occident, altele sunt la noi. Mai proaste, mai așa. Nu vi se pare că subiectul ăsta al sănătății românilor este cam ocolit de oamenii politici? La modul acela serios. E posibil ce se întâmplă la noi cu bolnavii de cancer? Cu modul în care un cetățean poate beneficia de niște analize care în mod normal ar trebui să fie, cum să vă spun, te duci acolo, îți dă medicul de familie și face analizele. Trebuie să apelezi la tot felul de subterfugii. Nu știu, mie mi se pare că avem un sistem de sănătate profund viciat de corupție, profund viciat de corupție și făcut în așa fel încât, cu excepția unor băieți care știu cum să profite de el, să te lase să vezi cum poți muri. Da, așa este. E un sistem, știu, învechit, cariat, viciat, cum spuneți dumneavoastră. Sunt multe de spus. Eu sunt în Comisia de Sănătate la Senat. A, uite cum am nimerit-o. Da, și văd ce se întâmplă. Începând cu asigurările. Casa Națională de Asigurări a ajuns să fie așa o vită din al cărei ugeri sug tot felul de spitale, de rețele. Vă rog frumos, trebuie să nu mai spunem vită, să-i spunem greier. Greier din ale cărui chilifere, antene, nu știu ce are greierul ăla. Că vitele de acum sunt pe lista neagră, adică nu mai... Suc și storc de acolo cât se poate stoarce și multe din proiectele legislative care vin cu dedicație pentru anumite asociații, pentru anumite case de asigurări regionale. De acolo pleacă totul. Românul plătește toată viața din salariul lui impozit la sănătate, iar în clipa în care se îmbolnăvește, se duce la spital, își dă seama că nu e ajutat și atunci, deși a plătit toată viața asigurări la stat, se duce la privat și mai plătește încă o sumă copioasă. Așa se întâmplă la noi. Apoi, medicii care își încrucișează locurile de muncă și lucrează și la stat și la privat. Sunt o puzderie de întrepătrunderi, de încrucișări din acestea malefice. Începând corupția și terminând cu felul în care directorii de spitale își angajează ca peste tot și în primării rudele, amantele, prietenii și așa mai departe. Infrastructura spitalelor este înfiorătoare. Aici e o întreagă epopee a nenorocirii medicale de la noi. De pandemie nu mai vorbim, pentru că acești oameni trebuie băgați în pușcărie toți miniștrii sănătății, din clipa în care a fost declarată pandemia, și terminând cu Raed Arafat și cu președintele Iohannis, care sunt personaje malefice. Au împins spre moarte... Din punctul acesta de vedere, ca să fim... Din punctul acesta de vedere al înfricoșării românilor, silindu-i sau îndemnându-i să se vaccineze, pentru că astăzi vedem cu toții ce ravagii face vaccinul anticovid și cum cad oamenii din picioare, iar autoritățile tag mălc, dar ei știu că nu vor scăpa decât dacă fug nu știu unde, în Paraguay, în Polonia. Aici vă contrazic. Apropo că nu vor scăpa. Nu, pentru că lucrurile sunt făcute de așa natură, încât, având în vedere gradul de instruire al populației, gradul de implicare al populației, da, nu se va întâmpla nimic. Nu se va întâmpla nimic. Știu că la un moment dat, cred că am mai și discutat dacă nu am citit, vorbeasc despre masa amorfă a cetățenilor și faptul că personalitățile marcante, sunt cei care duc înainte, trag restul, masa amorfă. Mie mi se pare acum că masa asta amorfă este atât de amorfă încât nu există șanse foarte multe să mai se întâmple ceva
în condițiile în care ea acceptă și genul acesta de modificare a codului penal. De fapt, nici nu cred că știe lumea. Nu cred că știe. Este, da, este o știre mai nouă. Eu zic că s-au trezit, cel puțin jumătate din români s-au trezit și nu mai mușcă din momeala asta a scenariilor apocaliptice pe care ei periodic ni le vâră sub nas. Și aș vrea să mai facem o precizare apropo de vaccinul, să nu înțeleagă cineva că nu există vaccinuri care sunt eficiente. Eficiente. Bineînțeles. Pentru că există vaccinuri care sunt testate, le-am ani făcut de zile, cu toții, le-am făcut cu toții, sunt eficiente. E vorba de acest vaccin ARN mesager. Care n-a fost verificat și a fost și care are o caracteristică medical, nu știu să o explic. El intră, se localizează și poate declanșa anumite lucruri în organism. Produce proteine după tiparul lui informațional, iar acele proteine sunt percepute de organism ca fiind străine, adică non-self. Și declanșează aparatul uite, imunitar. Mă bucur că cineva omoară... poate să explice ce eu nu pot. Da. Chiar e... Și o boală autoimună. Deci organismul își declanșează propria imunitate împotriva lui însuși. Și se omoară singur, se sinucide. Grație acestui se slăbește lucru. Singur și încet, încet... Da. Da. Sunt multe lucruri de discutat. Eu, cum să vă spun... Mulți îmi spun, domnule, de ce inviți pe cei de la AUR? De ce mergeți voi, mesagerul, și la conferințele de presă? De multe ori am fost mai noi da, la da, conferințele da. De vă presă. Mulțumesc. Da, nu-i vorba de... Deci, eu încerc, și noi încercăm aici, să oferim informații din toate zonele. Culmea e că trebuie să faci eforturi tu, ca să obții informații. Să vă dau un exemplu. Zilele astea a avut loc o întâlnire undeva la un restaurant din zona Târgu Neamț a unui partid tot de opoziție, cu care la un moment dat a și colaborat, mă rog, USR-ul. Vin doi domni proeminenți acolo, au venit doi domni proeminenți, au ținut o caravană, proiecte PNRR, că ei sunt tații și mama PNRR-ului, așa, și au făcut o invitație la conferință de presă. Unde? La Crâșmă, în zona Târgu Neamț. O chestie de bun simț. Ai doi și vrei să-ți vină presa din Roman, din Piatra Neamț, la Crâșma din Târgu Neamț. De ce? Că domnii ori își fac siesta în conferința de presă, ori sunt înainte de prânz. Și tu du-te de acolo cu cameră, cu oameni. Așa. De ce? Ca să nu spună că nu vrei să-i reflești și punctul lui de vedere. Dar aici n-ar veni pentru nimic în lume. Da. Nici picați cu ceară. Da. Deci, cum să vă spun, sunt lucruri... Nu mai vorbesc de faptul că nu poți să aduci pe unul de la PSD într-o emisiune ca ordin de partid să nu vorbească. Pentru că el lider maximum nu îi place mirosul de tămâie din redacție de la noi. Adică... Și noi încercăm. De aceea facem emisiune și cu dumneavoastră, și cu alții, dacă vin... Da. Pe vremuri făceam și cu domnul Iulian Bulai când era efervescent și cu procente în spate. Apropo, cum stă AUR-ul? Nu din ce știți dumneavoastră ca partid, ca procente. O să vă dau iarăși impresia că acum ne facem, ne lăudăm singuri. Lăudați-vă că aveți posibilitatea acum. Eu vă amendez dacă mi se pare lauda prea mare. Deci... Potrivit sondajelor neoficiale pe care românii nu le văd, pentru că tot ceea ce vedem noi pe piață sunt sondaje comandate de putere de obicei și întotdeauna asemenea sondajele pun pe ele partide de la putere într-o lumină prielnică. Potrivit acestor sondaje neoficiale, suntem al doilea partid în privința simpatiei românilor. I-am depășit pe liberali, iar liberalii au intrat într-o vrie formidabilă, pe bună dreptate pentru că și-au făcut-o cu mâna lor. Așadar, suntem al doilea partid al țării, încă suntem un partid central, pentru că empatia, influența,
vine dinspre București, spre provincie, iar în provincie avem încă foarte mult de construit. Dar dincolo de acest aspect, românii care n-au nici în clinice mânecă cu politica, nu s-au băgat niciodată în UAT-uri și care doar judecă din afară, ne privesc ca al doilea partid. Deocamdată PSD-ul nu poate fi clintit pentru că e foarte bine rădăcinat după 3 decenii de politică. Sunt versați și în ciuda scandalilor și a decapitărilor prin care au trecut, ei sunt foarte bine prinși acolo în primării, în consilii, știți foarte bine, este rețeta tentaculilor de caracatiță. Așa că ne așteptăm ca în 2024 să ajungem să fim, dacă nu primul, ceea ce e foarte greu, e utopic, că nu vreau să par rupt de realitate, să ajungem al doilea partid, dar nu știu în ce măsură vom ajunge să intrăm la guvernare cu PSD-ul vreodată. Acum, dacă sunteți cu adevărat al doilea partid acum, eu nu știu, dar mă îndoiesc că veți prinde alegerile din 2024 în formație completă la aur. Deci, sincer, mă îndoiesc de lucrul ăsta, dar mă rog. Știu, ni se spune. Veți fi rupți, veți fi, ți se la din toate părțile. Vor apărea noi partidulețe mici, naționaliste, care vă vor rupe din electorat și așa mai departe. Deci, așteptăm să apară și un haur foarte repede. Da. Ca să, deci, mă rog, de asta, dacă e așa, nu vă văd bine, sincer, nu vă văd bine. Ca partid vorbesc, nu altfel. Să vedem cât de naivi suntem și cât de ușor ne vom lăsa infiltrați de tot felul de personaje providențiale care și-au descoperit peste noapte vocația naționalistă și conservatoare. Bun. Acum, din postura pe care o aveți de senator, aveți acces la anumite informații. Ce ne putem aștepta? La ce ne putem aștepta vis-a-vis de ce se întâmplă la vecini? Ne putem aștepta să intrăm într-un conflict prin, da, NATO, evident. Da, asta e intenția, să fim împinși acolo drept carne de tun, să pățim ce pățesc ucrainieni. Asta este o idee, o teorie sau vă bazați pe niște informații? Păi, anul trecut, în decembrie, guvernul Ciucă a dat o ordonanță prin care se îngăduia nu doar prezența trupelor străine pe teritoriul României, dar în același timp instrucția lor. Deci sunt oameni aduși, soldați, care sunt aduși aici și instruiți anume în vederea unui posibil conflict. Fiecare dată se spune, da, dar rostul lor este unul defensiv și de descurajare prin simpla lor prezență. Dar aici se aduce armament. Se aduce armament aici. Nu vă mai spun că până și noi ajungem să exportăm armament în Ucraina, chiar dacă ai noștri oficial nu recunosc acest lucru. Dar după cum tendința, cum se mișcă lucrurile, cum se concentrează aici, în România... Nu numai în România, se întâmplă în Polonia, se întâmplă, deci... Și da, iată că ungurii stau deoparte. Orban e patriot și știe că dacă bagă Ungaria în război, va fi jale. Ai noștri nu au scrupule pentru că ai noștri nu au rădăcină în țara asta. Ei sunt niște marionete. Bun, aici chestia asta cu patriotismul. Deci, de ce el e mai patriot decât ai noștri care acceptă să se apere teritoriul? Știți? Adică ei vin așa, domnule, noi ne apărăm teritoriul. Noi suntem parte într-o alianță și ne apărăm teritoriul. N-avem noi banii ca să ne apărăm și atunci am acceptat armamentul aliaților noștri. Ca să ne apărăm. Tot timpul s-a spus că NATO este de fapt o alianță defensivă, dar pe cât de defensivă a fost ea, ea se află într-o expansiune permanentă. Și tot s-a extins până a ajuns în coastele lui Putin și Putin, deși în 2008 aici când a venit în București la întrunirea NATO, a spus nu vă extindeți, nu vă râți Ucraina în 2008, că nu vă mai suporta, cu toate astea NATO s-a extins. Deși, de ce? Pentru că NATO nu este doar o alianță militară neutră din punct de vedere politic. Asta e drama. Dar nicio alianță militară, din câte știu eu, nu prea e neutră. Spartele acestui NATO se află acest imbold de expansiune ofensiv pe care îl vedem și este evident, este evident. Ce să vă mai spun? Ceea ce știți, că toate datoriile Ucrainei au fost cumpărate de Rockefeller. Că acolo sunt milioane de hectare de pământ care au fost cumpărate de Gates sau de Soros. Și că ei nu vor să lase acele pământuri. Și atunci acolo este un război crunt pe viață și pe moarte între două sisteme. Este sistemul naționalist imperialist al lui Putin
Sistemul acesta globalist, la fel de imperialist, al bancherilor. Ăsta e războiul acolo. Iar noi suntem niște pitici, niște pioni. Dacă suntem vârâți acolo, vom fi distruși, pur și simplu. Dar noi ne-am obișnuit. Primul război mondial, al doilea război mondial, cu pagube și cu consecințe înfiorătoare. Înfiorătoare. Da, noi asta spunem, nu prigidim să repetăm lucrul ăsta. Dacă vrem să rămânem cât de cât un stat unitar și național, nu avem ce căuta acolo, nu-i războiul nostru. Nu-i războiul nostru. Iar Ciucă, dacă rămâne în continuare cu plagiatul lui premier, este pentru că americanii îl sprijină. Iar Iohannis nu suflă în fața americanilor. Să ne întoarcem un pic la rolul personalităților în istorie. Da. Dacă eu acum vreau să-i ridic o statuie lui Roller, știți la cine mă refer. Vreau să-i ridic o statuie lui Roller și să spun așa. Întemeietorul unui curent în istoriografia românească. Pun anul nașterii, anul morții. Și eventual mai scriu acolo pe plăcuța aia, a făcut asta, 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 asta. Mi se dă voie? Da, chiar dacă vor fi guri ale istoricilor care vor protesta, spunând că omul ăsta a falsificat istoria României și că a fost o prezență cu totul malefică, da, îi se va îngădui. Și va fi pusă undeva, nu știu, într-un spațiu privat unde dreptul public nu are putere, iar dacă vei protesta, ți se va spune că ești antisemit, pentru că domnul Roller era evreu și era marxist. Dar dacă acum mă duc și spun, domnule, vreau să-i fac o statuie lui Pepe Panaitescu, da, care a fost un istoric senzațional, da, dar a fost de dreapta. De dreapta, a fost membru legionar și a fost în delegația aceea de negociere care au făcut-o ei în timpul revoltei atunci. Era unul dintre oamenii importanți. Ei, răspunsul pot? E previzibil. Nu. Păi, discutem. Între Panaitescu istoricul și Roller istoricul. Care deosebirea? Deci, Doamne, iartă-mă! Simplu, deosebirea este că Panaitescu a făcut parte din tabăra învinșilor și a celor a căror memorie și astăzi este persecutată, în timp ce Roller a făcut parte din tabăra marxiștilor care în continuare suflă în toată Europa. Și cu asta încheiem. Explicați-mi un pic, tot aud cuvântul ăsta, marxism, marxism, marxism. Când eram studenți, ne distram la Iași, știți, aia, o stafie, știți, bântuie, da. Așa, și tot făceam tot felul de desene, tot felul de... Stafiile au și calitatea asta, că dacă nu îi găsești cauza să exorcizezi ce e acolo, ele bântuie în continuare. Care este acoperirea termenului acesta de marxism în momentul acesta? Că știți cum e, marxismul era una, leninismul alta, am învățat noi, cel puțin, cred că și dumneavoastră ați mai prins. Da, am prins socialiști științifici. Adică, domnule, stați un pic, că Engels era mai așa, ăla era mai așa, ăla... Dar, acum... Tot vorbim de marxism. Cum îl acoperim? Acoperirea marxismului stă că intențiile inițiale sunt aceleași, doar că țintele sunt altele. Atunci vreau așa, desfințarea religiei, desfințarea proprietății private, desfințarea națiunilor. Asta vreau. Pentru obținerea unei paci universale înăuntru unei internaționale socialiste. Astăzi nu se mai bate monedă pe desfințarea proprietății, ci a familiei, a bisericii, a identității persoane, a apărut această aberație a lui transgender, ne putem schimba identitatea cum vrem noi, se marșează în continuare pe această egalitate și echitate între oameni. Oamenii sunt egali, ne naștem egali, trebuie să rămânem egali, trebuie să înlăturăm toate ierarhiile pentru că ele sunt sursă de inechitate și de discriminări. Prin asta are acoperire marxismul. Atât doar că nu mai vor explicit să distrugă clasele, lupta de clasă și proprietatea privată, vor să distrugă, am zis, identitatea persoanei, familia, biserica și, bineînțeles, națiunea. Ce e națiune? Este o etapă tardivă și vetustă. Da, dacă ne ducem acum în școală, de fapt nu în școală, după școală, copiii care ies din școală acum,
achiesează foarte ușor la chestia. Ce mai trebuie mie? Și eu mă duc, vreau să circul, nu mă mai interesează. Știți? Deci, da. Familia, ei, zice, stai un pic, ce atâta? Scade numărul de nașteri. Se întâmplă tot felul de nenorociri. Este tactica lor formidabilă de pătrundere, de inoculare cu această ideologie, cum prin ONG-uri. Eu am studenți care atunci când erau cu mine erau de dreapta, iar acum sunt de un stânjit feroce pentru că primesc și eu un ban de la aceste ONG-uri. Apoi intră în școli, îi educă pe profesor cumpărându-i pur și simplu, iar profesorii transmit mai departe această ideologie de stânga. Indiferent cum îi spunem, corect politică, transgender, educație sexuală, asta fac. Și pătrund. Și sunt încurajați. Și ei, încetul cu încetul, din ceea ce erau la început o minoritate, pentru că încă sunt o minoritate, că masa e amorfă, cum spuneți dumneavoastră, și nu reacționează, se răspândesc, cresc, domină mediatic. Dar asta nu ne împiedică pe noi să nu continuăm. Deci nu sunt cu nimic descurajat, pentru că știu că adevărul uman e de partea noastră, nu a lor. Ei sunt diabolici, vor să distrugă tot. Mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc, domnul Bălănescu. Și sper să ne mai vedem în emisiuni, să mai putem face emisiuni. Oameni buni, ați auzit pe domnul Lavric, domnul Sorin Lavric. Eu vă îndemn să gândiți cu mintea dumneavoastră la ceea ce se spune, pentru că trebuie ascultate toate părțile, argumentele tuturor părților, nu numai argumentele care ne sunt servite oficial. Iar după ce ascultăm toate argumentele, fiecare poate judeca după capacitate, interese și alte asemenea lucruri. Asta a fost emisiunea de astăzi, să ne vedem sănătoși în continuare și să sperăm că putem face cât mai multe emisiuni de acum încolo. Cele bune! Numai bine!